Bună seara! Mulțumim frumos pentru că ne onorați cu prezența în această seară și vrem să vi-l introducem pe maestrul multora dintre noi favorit, Dan Brule. Dan Brule este un maestru al respirației conștiente, terapie prin respirație și multe alte metode de respirație pe care le-a studiat pe parcursul la 35 de ani. O să vă introduc un pic în toată această cunoaștere a lui și sperăm că la sfârșitul acestei seri veți avea foarte mulți dintre voi întrebări. La sfârșit vom deschide sala pentru întrebări și răspunsuri și atunci sperăm că vă vom revedea la o sesiune de respirație în grup, privată sau pe parcursul celor 29 de zile. De fapt, pe 29 aprilie o să plece din România, deci avem o perioadă de timp în care putem lucra împreună. Deci, vi-l introduc pe Dan și cea mai bună introducere o face el însăși. Okay. I'd like to see everyone. Dorește să stea în picioare să vadă pe toată lumea când vorbește. Can everyone hear me? Puteți să ne auziți? Acolo yes. În spate, da? Deci ridicăm volumul un pic. There's a couple back there. Dacă nu ne auziți, vă rog să ridicați mâna ca să ne dăm seama că trebuie să ridicăm volumul. Deci, nu un microfon? Da? Da? Ok. Dar nu știu dacă merge. It should be working. Yeah, just turn it on. No, it's not We shouldn't waste this opportunity with so many people together. I think before we start, we should create some kind of an intention. Este bine să nu pierdem ocazia când avem atât de mulți oameni aici împreună să punem o intenție în momentul în care începem această întrevedere. This many people put their hearts together in one direction. Când toți acești de mulți oameni își pun intenția într-o anumită direcție. Surprised how big of a wave we can send out to the world from this room. Veți fi surprinși ce val puternic putem trimite spre lume din această cameră. You notice that the lungs are wrapped around the heart? Ați observat că plămânii voștri înconjoară inima? It's not an accident of nature. Nu este un accident al naturii. It's not a coincidence. Nu este o coincidență. We can make use of that connection between the heart and breathing. Putem face acea conexiune între inimă și respirație. So bring your attention to your heart center. Aduceți-vă atenția la centrul inimii. Just feel yourself breathing in that place. Și simțiți cum respirați în acel loc. I used to teach a seminar called Open Your Heart to Love. Am predat un seminar care se numea Deschideți inima iubirii. But really we don't have to open our heart. Dar chiar nu trebuie să ne deschidem inima. It's open by nature. Este deschisă prin natură. What we need to do is open the place around our heart. Ce trebuie să facem este să ne deschidem, să deschidem spațiul din împrejurul inimii. Heart's already open. Inima este deja deschisă. We close around it. Noi ne închidem în jurul ei. So, open around it. Deci trebuie să ne deschidem în jurul inimii. Isn't it interesting that that's exactly what happens when you inhale?
Nu este interesant că asta este exact ceea ce faci când inspiri. Something opens here. Ceva se deschide în această zonă. It opens front to back, side to side, top to bottom. Se deschide în părți, în față și în spate, și sus și jos. So when you breathe in, feel that expansion. Când inspirați, simțiți acea expansiune. Side to side, într-o parte în alta, top to bottom. Spate, față, sus, jos. Take your time. Dați-vă timp. Don't hurry. Nu vă grăbiți. Inhale slowly and deliberately expand in all directions. Inspirați încet și cu intenție vă expandați în toate direcțiile. And you don't have to imagine expanding. Și nu trebuie să vă imaginați că vă expandați. You are expanding as you inhale. Chiar vă expandați când inspirați. Feel that expansion. Simțiți acea expansiune. Invite a little extra opening. Invitați să vă deschideți chiar mai mult. Now following the inhale, deci după ce inspirăm, you want to fall into yourself. Doriți să cădeți înăuntrul vostru. Relax into that spaciousness. Să vă relaxați în acel spațiu nelimitat. So you expand. Vă expandați. You relax. Vă relaxați. And then a different kind of expansion happens on the exhale. Și apoi se întâmplă o diferită expansiune pe expirație. So what happens energetically? Ce se întâmplă din punct de vedere energetic? So on the inhale, când inhalăm, and then exhale, și când expirăm, continues. Expansiunea continuă. Get a sense of that. Simțiți acest lucru. Inhale and physically expand. Când inspirăm, ne expandăm în fizic. Feel the physical sensations of expansion. Simțiți expansiunea la nivel fizic. And then on the exhale, și apoi pe expirație, imagine expanding even more. Imaginați-vă cum vă expandați chiar mai mult. Remember that movie with Kevin Costner about the baseball park? I don't know if you've seen it. Țineți minte filmul cu Kevin Costner despre parcul de baseball? The slogan was, if you build it, they will come. Sloganul era, dacă îl construiești, vor veni. If you create the space in your life, something will fit. Dacă creați spațiul în viața voastră, ceva îl va umple. What would you like to have fill your life? Ce ați dori să vă umple viața? More of the same? Mai mult la fel cu ce aveți? If the same is constant ecstasy, dacă același lucru este extaz, starea de extazie permanentă, sure. Sigur. If the same is love and peace and joy, dacă același lucru este iubire, pace, bucurie, yes. Sigur. More of the same, please. Dați mai mult de același lucru. It's health and abundance. Dacă sănătatea și abundența, more of the same, please. Dați mai mult, vă rog. So while I'm talking, return to that practice. Deci pe măsură ce vorbesc, vă rog să continuați această practică. Breathe into your heart. Respirați în inima voastră. Feel the opening, the expansion. Simțiți cum vă deschideți și cum vă expandați. And then let go and relax. Iar apoi dați-vă drumul și relaxați-vă. And if you make that a conscious habit, și dacă faceți acest lucru un obicei, conștient, one day, someday, într-o zi, în curând,
by surprise, maybe. Poate printr-o, va fi o surpriză. Something will come into you. Ceva va veni înăuntru vostru. Some part of you that is holding it away unconsciously will for a moment let go. Ceva ce țineți la nivel subconștient înăuntru vostru s-ar putea să se elibereze. See, when I'm standing here, vedeți, când stau aici, I am in a way fighting the force of gravity. Când stau aici, lupt cu gravitația, forța gravitației. If I unlock my joints, dacă îmi dau drumul genunchilor, if I relax my muscles, dacă îmi relaxez mușchii, gravity takes over. Gravitatea mă învinge. I'm not consciously fighting gravity. Nu lupt gravitatea într-un mod conștient. But I can consciously surrender to it. Dar conștient pot să mă las în voia ei. So you are not consciously keeping love and peace and joy out of your life. Deci voi nu țineți conștient iubirea, dragostea, sănătatea în afara vieții voastre. But the unconscious habits of your system might be doing that. Dar obiceiurile din inconștient, subconștientul vostru s-ar putea să facă acest lucru. Because we have survival instincts. Pentru că avem instincte de supraviețuire. Automatic survival patterns. Tipare de supraviețuire care sunt automate. Hardwired into our brains. Care sunt întipărite în creierul nostru. And some of those survival patterns come from a time when we lived in caves. Și aceste metode de supraviețuire obiceiuri vin de pe vremea când trăiam în peșteri. And everything and everyone except your immediate tribe was an enemy, was a potential threat. Și tot ce este în jurul vostru, în afară de familia voastră imediată, este o amenințare iminentă. If there was a sound in the night, it was probably danger. Dacă auzeați un sunet în noapte, probabil că reprezenta pericol. So we had to develop automatic unconscious survival reactions. Deci a trebuit să avem creăm anumite modalități de a ne apăra la nivel de subconștient. Like programs. Programe. Like computer programs. La fel ca un program de computer. It's running in the background automatically. Deci în permanență el este în spatele nostru și ne condiționează. Some of those programs probably don't serve us anymore. Unele dintre aceste programe probabil că nu mai sunt folositoare pentru noi. A sound in the night might be the Buddha approaching. Un sunet în noapte poate acum este Buddha care vine spre noi. Might be Jesus. Poate este Iisus. Do you want your system to automatically block and close those kinds of things? Vreți ca sistemul vostru automat să închidă aceste apropieri? So we can use our breath to reprogram some of those deep patterns. Putem să ne folosim respirația ca să refacem aceste programe interioare. Love and spirit are very gentle. Iubirea și spiritul sunt foarte calde, foarte gentile. They're not going to force their way into you. Nu se vor forța să vină înăuntru vostru. When a little child meets a stranger, când un copil mic întâlnește o persoană străină, there's a natural urge to, you know, simt nevoia automată să se apropie de mama lor. And if that stranger is loving, they're not going to chase the child and force the child to accept them and relate to them and talk to them, are they? Și dacă acea persoană nu este un pericol, nu o să se fugă după copil, să încerce să-și impună dragostea și apropierea față de copil. A kind and sensitive person will allow the child to be afraid, do what it's doing and just let it be. O persoană caldă, normală, o să lase copilul să fie așa cum simte el nevoia până se apropie. So spirit is like that. Și spiritul este la fel. If you have an unconscious survival
program that causes you to close your heart or contract or become tense, Spirit will say, okay, let's stop with that. You can, I'll wait. Subconștientul vă face să vă mențineți în contracționați, să nu vă lase să vă relaxați și să vă deschideți. So conscious breathing allows us to change some very deep energetic patterns. Respirația conștientă ne ajută să schimbăm niște metode de respirație foarte adânci, niște care sunt înăuntru nostru. So, what would you like to invite into your life? Deci ce doriți să invitați în viața voastră? Or who would you like to invite that represents that? Sau pe cine doriți să invitați care reprezintă acest lucru? Who can we invite into this room? Pe cine putem invita în această cameră? What kind of energy can we invite into this space? Ce fel de energie putem invita în acest spațiu? Now one person might say love, one person might say peace, one person might say light. O persoană poate spune iubire, altă persoană pace, lumină. Let's just assume that no matter what each of us calls it, we're all pointing to something high. Haideți să credem că indiferent cum o numim acel ceva, toți dintre noi să punem degetul să arătăm undeva sus. So what is your highest thought? Care este gândul vostru înalt? What is the most beautiful energy or being that you can imagine? Care este cea mai înaltă energie pe care vă puteți imagina? Maybe he or she has a name. Poate ea sau el are un nume. Maybe it's just a feeling. Maybe it's just a feeling. Poate este doar un sentiment. So close your eyes for a moment. Închideți ochii pentru un moment. Focus on your heart. Aduceți-vă atenția asupra inimii. And bring to mind your highest spiritual image or thought. Și aduceți-vă în minte cel mai înalt gând spiritual. And as you do, breathe in slowly. Și pe măsură ce faceți acest lucru, inspirați ușor. As if you are using the inhale like a wedge to open yourself. Ca și cum ați folosi inspirația ca ceva care vă ajută să vă deschideți. Making space inside yourself. Făcând spațiu înăuntru vostru. As you're focusing on something high. Pe măsură ce vă aduceți atenția la un alt gând. And then when you exhale, give it a quality that is like a soothing, delicious sigh of relief. Și pe măsură ce expirați, aduceți o calitate care este delicată, suavă. It's the kind of sound that people naturally that happens when something when you're feeling something wonderful. Este ca acel sunet de ha când cineva simte atunci când ceva minunat li se întâmplă. And don't be afraid to exaggerate it. Și să nu vă fie frică să exagerați. So I call this the coming home breath. Numesc aceasta reîntoarcerea acasă, respirația de reîntoarcere acasă. No, because everyone can recognize that feeling of coming home. Pentru că fiecare dintre voi poate să înțeleagă acel sentiment de întoarcere acasă. Now there may be some people that home is like hell, and maybe that's not a good analogy. Poate sunt unele persoane pentru care casa înseamnă iadul, deci acela nu e un exemplu bun. Maybe it's the feeling of getting out of the house. Poate sentimentul de a pleca de acasă le dă acel bunăstare de spun ah. It's important to give it a sound or a feeling or an image that the ancient part of your brain can relate to.
Este important să-i dăm un sunet, un sentiment pe care creierul vostru reptilian, creierul vostru vechi este ancestral, poate să se conecteze, înțeleagă. You want to give the breath a quality that tells the brain how you feel. Vreți să dați respirației voastre o calitate ca să-i spună creierului vostru cum vă simțiți. When someone feels really wonderful, când cineva se simte foarte bine, it's easy to breathe. Este foarte ușor să respirați. There's a lot of room to este breathe. Foarte mult loc să respirați. It's like a feeling of freedom, of space. Un sentiment de libertate, de spațiu. And a feeling of relief or peace. Și un sentiment de relaxare, de pace, de ușurare. And something happens in the body in that moment. Și ceva se întâmplă în corp în acel moment. Muscles relax. Mușchii se relaxează. So we do that consciously. Deci facem acest lucru conștient. And you use your breath. Și vă folosiți respirația. Impress your psyche with the experience. Impresionați-vă psychicul cu experiența pe care o aveți. To imprint that state into your subconscious. Ca în așa fel încât să vă aduceți această senzație în subconștient. So we're inviting something. Deci invităm ceva. You decide. Voi decideți. As long as it's something high, something beautiful. Atâta timp cât este ceva înalt, ceva frumos. And the act of breathing becomes the invitation. Și actul respirației devine invitația. Something magic happens when you practice conscious breathing for some time. Ceva magic se întâmplă atunci când practicați respirația conștientă pentru o perioadă de timp. If every time I want to feel good, I take a breath. Dacă de fiecare dată când vreau să mă simt bine, respir, I become upset. Voi deveni supărat. Maybe tense. Poate tensionat. Irritated. Iritat. Uncomfortable. N-o să mă simt bine. And I would like to feel better. Și aș vrea să mă simt mai bine. So in that moment, deci în acel moment, take a breath. Luați inspirați. And you consciously invite comfort and peace. Și conștient invitați pace, iubire. Whatever is the opposite of the negativity you're feeling. Ceea ce este exact opusul sentimentului negativ pe care îl simțiți. If you do that 100 times, 1000 times. Dacă faceți acest lucru 100 de 100 de ori, de 1000 de ori. You will establish a habit in your system. Veți căpăta un obicei, un anumit obicei al sistemului vostru. And as soon as you have the intention to feel good, și de câte ori veți avea intenția să vă simțiți bine, breath will come by itself. Respirația va veni de la sine. Automatically. Automat. Because you trained it. Pentru că ați antrenat-o. You made it a habit of your system. A devenit un obicei al sistemului vostru. And that might take a few weeks. Și asta poate să se întâmple peste o perioadă de câteva săptămâni. Even doing it 100 times a day. Chiar dacă faceți acest lucru de câteva sute de ori pe zi. Could take you a few weeks. Poate să dureze câteva săptămâni. Every day, 100 times a day. La fiecare zi de 100 de ori. But when you get to that point, dar când ajungeți la acel punct, something really magical happens. Ceva magic se întâmplă. You're breathing 20,000 times a day. Dacă respirați 25,000 de ori pe zi. And so what starts to happen is every time you breathe, ceea ce începe să se întâmple de câte ori respirați, you feel good. Vă simțiți bine. Automatically. Automat. Because the state has become connected to that breath. Pentru că conectați această stare cu respirația. So whenever I feel want to feel good, I take a conscious breath. De câte ori vreau să mă simt bine, respir conștient. It's a two-way street. Este o stradă cu două sensuri. After some time, every time I take a breath, I feel good. După o perioadă de timp, de câte ori vreau să mă simt bine, respir.
So 20,000 times a day. Deci de 20,000 de ori pe zi. You were having moments of feeling really good. Aveți momente de a te simți bine. That's going to create real problems in your life. Acesta o să creeze probleme majore în viața voastră. Because who are you to feel good all the time? Pentru că cine ești tu să te simți bine tot timpul? And how dare you feel good when so many people are suffering in the world? Și cum îndrăznești tu să te simți bine când atât de mulți oameni se simt rău în lume? So, be warned. Deci, fiți atenți. It will create interesting problems in your life. Se vor crea probleme foarte interesante în viața voastră. I don't know if at some point in my life all my problems went away. Nu știu dacă la un anumit punct în viața mea toate problemele s-au eliminat. Or I still have all my problems. Or tot am toate problemele. But I don't care. Dar nu-mi pasă. Either way, I'm free. În orice condiție sunt liber. I do have a lot of problems. Am foarte multe probleme. But I noticed something really interesting. Dar am observat ceva foarte interesant. My problems keep getting better. Problemele mele devin din ce în ce mai bune. My problems are so much better than they used to be. Problemele mele devin din ce în ce mai bune decât au fost înainte. My problems now are how do we fit 100 people into this room? Problema mea acum este cum încălbăm aici în această cameră 100 de persoane. God, what a problem! Doamne, ce problemă! It's much better than my old problems. Este mult mai bună decât problema mea cea veche. Wow, how come there's only 2 people in the room? Cum se face că sunt doar 2 persoane în cameră? Okay, so something interesting happens. Ceva interesant se întâmplă. When we just begin to change the habits of our system. Când începem să ne schimbăm obiceiurile sistemului nostru. I don't think there are negative or evil people in the world. Nu cred că sunt oameni răi în lume. I think they're just unconscious people. Sunt doar oameni care sunt inconștienți. They're not bad. Nu sunt răi. Not evil. Nu sunt. Not negative. Negativ. Nu just sunt răi. Unconscious. Pur și simplu sunt inconștienți. That's all. Asta este tot. Because whenever anyone becomes more conscious, they become more spiritual. Pentru că atunci când oamenii devin mai conștienți, devin mai spirituali. As soon as we become more conscious, we become more loving. Atunci când devenim mai conștienți, devenim mai iubitori. So becoming more conscious is the game. Să devenim mai conștienți este jocul pe care îl jucăm. Now, everyone is conscious, very conscious of certain things. Fiecare dintre voi sunteți conștienți de anumite lucruri. And totally unconscious of other things. Și total inconștienți de alte lucruri. That's the power of a spiritual community. Aceasta este puterea unei comunități spirituale. You can put 2 people together. Puteți pune 2 persoane împreună. One of them is very conscious of something and totally unconscious of something else, and the other person is exactly the opposite. O persoană este foarte conștientă de ceva și total inconștientă de altceva, și persoana de lângă el este exact opusul lui. Those people ought to get married. Acești oameni trebuie să se căsătorească. Or at least make love together. Sau măcar să facă dragoste. I don't mean that specifically in the romantic sexual way. Nu mă refer la aceasta dintr-un punct de vedere romantic sexual. But I'm not excluding it either. Dar nu exclud posibilitatea. Love doesn't exclude anything. Dragostea nu exclude nimic. Love is not against anything. Dragostea, iubirea nu este împotrivă la orice. Because love is one. Pentru că iubirea înseamnă unul. Against anything is to be against itself. Și ca să fii împotriva ceva înseamnă să fii împotriva ta însăți. So love knows. Deci iubirea știe. Not to be against anything. Să nu fii împotriva a nimic. That's a little tough for us. Este destul de greu pentru noi. Who do not or have not yet completely consciously embodied love. Pentru noi este destul de greu pentru noi care nu suntem total conștient despre ce înseamnă în ființa noastră iubirea.
So that's the game, to remember to love. Deci, jocul este să ne amintim cum să iubim. Or just wake up and be conscious when you are doing or saying or thinking or feeling anything that's not love. Dar măcar să ne trezim, să înțelegem, să trăim tot ceea ce este atunci când simțim și nu este iubire. If you do that often enough, dacă faceți acest lucru destul de des, it will become a habit. Va deveni un obicei. And you will be loving whether you want to or not. Și vei deveni iubitor dacă dorești sau nu. What a great new big problem. Ce problemă nouă și mare. So the thing I love about breathing is that it takes us off of the philosophical intellectual level. Ne aduce de la nivelul de filosofie intelectuală. And puts it in a rare, very practical, physiological, emotional. Și ne aduce într-o stare foarte fizică, emoțională. Level. You can imagine that you're breathing. Puteți să vă imaginați că respirați. But it doesn't quite have the same effect. Dar nu are chiar același efect. As when you actually breathe. Ca atunci când de fapt respirați. So this is where we separate the people who are really committed and people who are just well, we're not. Și aici găsim diferența dintre oamenii care sunt cu adevărat dedicați și ceilalți care nu. Because the ego, pentru că ego-ul, the mind, mintea, is very satisfied with just imagining something. Este foarte mulțumită doar să ne imaginăm ceva. Just talking about it. Doar să vorbim despre ceva. Just acting that way. Doar să interpretăm acel ceva. Knowing it. Știind. Believing it. Știind acel ceva. Crezând acel ceva. That satisfies the mind. Acest lucru satisface mintea. Oh, I'd love to go to Hawaii someday. Oh, aș vrea să merg în Hawaii într-o zi. Laying on the beach in Hawaii. Mi-imaginez cum sunt pe plajă în Hawaii. 10 years later. 10 ani mai târziu. Have you been to Hawaii yet? Ați fost în Hawaii? No. No. Oh, well, I guess you really didn't want to go to Hawaii. Deci, de fapt, cred că nu ai vrut cu adevărat să mergi. Oh, no, I'd really love to go to Hawaii. Nu, no, chiar aș vrea, aș iubi faptul să merg în Hawaii. I don't know. Nu știu. You know how I would know? You'd send me a postcard from Hawaii. Știi then I would know that you were serious. Știi cum aș ști că, de fapt, ai fost serios dacă mi-ai trimite o vedere din Hawaii. So, breathing separates the real from the would like to be real. Deci respirația separă ceea ce este adevărat de acel ceva care este doar în mintea noastră imaginar. See, the way the ego works, ego-ul lucrează, it doesn't really want to be what you want to be. Nu vrea să fie ceea ce vrei tu să fii. Because then it wouldn't be what it is. Pentru că altfel nu ar fi ceea ce este. When you become who you really are, your ego dissolves. Când tu devii ceea ce ești cu adevărat, ego-ul tău se dizolvă, dispare. It's destroyed. Este distrus. So don't expect the ego to cooperate in your dream. Nu așteptați ca ego-ul vostru să coopereze cu voi în visurile voastre. So what does the ego do instead? Ce face ego-ul în această situație? It gives you the feeling that you are what you want to be. Îți dă sentimentul că ești ceea ce dorești să fii. It's happy if other people perceive you as being the way you want to be. Este fericit dacă alți oameni te percep că ești ceea ce îți dorești tu să fii. As long as you look the way you want to be. Atâta timp cât arăți cât vrei să arăți. Atâta timp cât vrei să fii ceea ce dorești să fii, cât arăți. So let's say I want to be spiritual. Deci, hai să spunem că aș vrea să fiu spiritual. Because spirit,
spiritual people are so good. Pentru că oamenii spirituali sunt atât de minunați. And they end up on the lap of God. Și ajung în brațele lui Dumnezeu. And so of course we need to be spiritual. Deci, sigur, trebuie să fim și noi spirituali. So we do spiritual things. Deci facem lucruri spirituale. We talk spiritually. Vorbim spiritual. Namaste, namaste. We dress spiritually. Ne îmbrăcăm spiritual. We join spiritual clubs. Mergem în cluburi de spiritualitate. We go to church every Sunday. Mergem la biserică în fiecare duminică. And this satisfies the mind and the ego. Și aceasta satisface mintea și ego-ul. And then we don't have to actually be spiritual. Și deci nu trebuie să fim cu adevărat spiritual. Because we look spiritual. Pentru că arătăm spiritual. Other people say, "Ooh, he's so spiritual." Alte persoane spun, "Ooh, este așa de spiritual." So, what the hell is the use of actually being spiritual? Și atunci care este folosul de a fi cu adevărat spiritual? To the ego. Pentru ego-ul vostru. Not necessary. Nu este necesar. In fact, it's dangerous. De fapt, este periculos. So, this ego, however, dar acest ego is a necessary structure. Este o structură necesară for our survival. Pentru supraviețuirea noastră. If I didn't know the difference between me and this chair, dacă n-aș ști diferența dintre mine și acest scaun, I'd have a lot of problems in life. Așa că am foarte multe probleme în viața. So I have to have a separate sense of self. Deci trebuie să am o senzație de că sunt separat. It keeps us safe. Ne ține în siguranță. From the ultimate truth. Despre față de adevărul absolut. That we're all connected. Că suntem cu toții conectați. That there's only one being in the universe. Că există doar un singur spirit, singură ființă în univers. So as long as terrorists are killing people over in the Middle East, atâta timp cât teroriști omoară oameni în Middle East, our separate self does not feel threatened. Noi ne simțim că nu suntem amenințați. And so we can let it happen. Și deci lăsăm acel lucru să se întâmple acolo. But when you begin to feel what other people are feeling, dar atunci când începeți să simțiți ceea ce simt și alți oameni, and you cannot block those feelings from coming through you? Și nu puteți bloca aceste sentimente care vin prin tine? Then you have a real problem. Atunci aveți o problemă reală. You begin to fall apart. Simți că te desprinzi, că te rupi în bucățele. You can't keep it together. Nu puteți să rămâneți împreună. You can't stay in your little role. Nu puteți să rămâneți doar în rolul vostru. You can't get up and go to your job every day and pretend that you don't feel it. Nu puteți să vă sculați în fiecare dimineață să mergeți la slujba voastră și să spuneți că nu simțiți nimic. And then you actually have to do something about it. Și în acel moment trebuie să faceți ceva. That's very dangerous. Și este foarte periculos. Creates real problems. Aduce probleme adevărate. However, when you allow yourself, dar atunci când vă dați permisiune, to fall into a certain state, să ajungeți să cădeți într-o anumită stare, a state of connectedness, o stare de conectivitate, of oneness, de unitate, then other people's pain becomes your problem. Atunci, durerea altor persoane devine problema voastră. So unless you have done a lot of inner work, deci dacă nu ați lucrat cu interiorul vostru, it's probably not a good idea to open to all the pain in the world. Poate nu este o idee bună să vă deschideți toate durerile din lume. If you have not learned to manage your own pain, dacă nu ați învățat cum să aveți grijă de propria voastră durere, you will be overwhelmed and devastated. Va fi devastator pentru voi. If you open to all of the pain, not just in the world, but in this room. Dacă vă deschideți la toată durerea, nu în toată lumea, dar de exemplu în această cameră. So that's an interesting thing about spiritual groups. Acesta este un lucru interesant despre grupurile spirituale. For which I often have very little patience. Pentru care de multe ori am foarte puțină răbdare. I've been in groups, small groups where they were doing a meditation, sending peace and love and joy out to Iran.
Am fost în grupuri mici de spiritualitate, meditau și trimiteau iubire și lumină la pace, să spunem, în Iran. Meanwhile, it's absent from their own mind-body system. Dar cu toate acestea lipsea din propriul lor sistem, din mintea și din inima lor. First, do the inner work. Întâi și întâi lucrez pe tine însuți, înăuntrul tău. Begin to clear the fear and pain that lives in your own system. Trebuie să curățați frica și durerea care există înăuntrul vostru, în propriul vostru sistem. Could be fear and pain that you're aware of, but there's a lot more that you're not aware of. Poate fi multă frică și durere de care sunteți conștienți, dar există foarte multă de care nu sunteți conștienți. The fact that you're not aware of it doesn't mean it's not there. Și faptul că nu sunteți conștienți de ea nu înseamnă că nu există acolo. So this path of breathwork takes us through all the layers within our own system. Și această modalitate de respirație ne duce prin toate nivelele din sistemul nostru. Until at some point you pop out. Până la un anumit moment când o să explodați, o să vă deschide. You break through. Pur și simplu o să treceți prin orice. You ascend. Și începeți să vă ridicați, să ascensionați. Your system does not know the difference between intense pain and intense pleasure. Sistemul vostru nu știe diferența dintre durere intensă și plăcere intensă. It will protect itself from intensity. Se va proteja prin de tot ce înseamnă intensitate. By itself. Your system by itself will automatically protect itself from intensity. Sistemul vostru se va proteja automat pe sine însăși de intensitate. So if you begin to open to intense joy. Dacă vă deschideți la o bucurie intensă. Intense peace. Pace intensă. Intense love. Iubire intensă. Your system will shut like a clam. Sistemul vostru se va închide automat. Until and unless you train it not to. Până când, dacă alegeți să vă antrenați, să lucrați. Until you learn to embrace intensity. Până când învățați să îmbrățișați intensitatea. Welcome intensity. Să binecuvântați venirea intensității. Get comfortable with intensity. Să vă simțiți confortabil în intensitate. Learn to breathe when you're feeling intense feelings. Să învățați să respirați când simțiți aceste sentimente de intensitate. Practice relaxing when you experience intense emotions. Practicați relaxare când simțiți aceste sentimente de intensitate. That's inner work. Acest lucru cu voi înșepa înăuntrul vostru. So, if you don't hear anyone taking that breath, dacă nu auziți pe nimeni care face această respirație, it's because it's your turn. Este pentru că este rândul vostru. It's because you need to take that breath. Pentru că voi trebuie să luați acea respirație. So, in a group this big, we should be hearing that breath happening all the time. Într-o grupă atât de mare, ar trebui să auzim această respirație într-un anumit loc, în orice moment. Should be happening in someone at all times. Ar trebui să se întâmple în permanență. Hopefully, you. Și ar trebui să fie chiar voi. Sperăm. Don't be afraid of disturbing people. Să nu vă fie teamă că deranjați pe cineva. Or making noise so that people can't hear me. Sau că faceți zgomot și alte persoane nu mă pot auzi pe mine. You want to disturb people with that breath. Vreți să deranjați oamenii din jurul vostru cu acea respirație. You want to be doing it so often, in so many places, in so many situations. Vreți să o faceți atât de des, în atâtea locuri și în atâtea situații. The phone rings.
când sună telefonul. You hang up the phone. Închideți telefonul. You smell something. Mirosiți ceva. You hear something. Auziți ceva. You see something. Vedeți ceva. You think something. Gândiți ceva. Every one of those moments, let it trigger a breath. În fiecare din aceste momente, lăsați să pornească o respirație de acest gen. Do it at work. Do it at home. Faceți-o acasă, faceți-o la servici. What exactly are you doing? Ce faceți voi de fapt? You're breathing, for God's sake. Respirați pentru Dumnezeu. You're pulling in life. Aduceți înăuntru nostru viață. Filling yourself with life force. Vă umpleți cu energia vieții. Spirit. Spirit. And you're letting go. Și vă dați drumul. Melting into that love, that light. Și vă topiți în acea lumină, iubire, pace. But it has to be something that you can hear. Dar poate, trebuie să fie ceva care voi să auziți. Something that registers in your brain. Ceva ce se înregistrează în creierul vostru. So you have to exaggerate it. Deci este nevoie să exagerați. Make it more dramatic. O faceți mai dramatic. See, if you want to feel something you've never felt before. Dacă doriți să simțiți ceva ce nu ați simțit înainte. If you want to experience something you've never experienced before. Dacă doriți să experimentați ceva ce nu ați experimentat niciodată. You have to breathe in a way that you've never breathed before. Este nevoie să respirați într-un mod în care nu ați mai respirat niciodată. If you keep breathing in the same way that you've always breathed, guess what? You're going to keep having the same experiences you've always had. Dacă respirați la fel cum ați respirat întotdeauna, veți avea aceleași reacții pe care le-ați avut întotdeauna. And in this world, in this dimension, duality is the name of the game. Și în această lume, în această dimensiune, dualitatea este numele jocului. So you're going to keep having good feelings and bad feelings. Deci veți continua să aveți sentimente bune și negative. Happiness and sadness. Bucurie și tristețe. Pain and pleasure. Durere și plăcere. We are meant to break out, break beyond that level of duality. Este necesar să trecem de acel prag de dualității. So that breath. Deci această respirație. You have to find your own sound. Este nevoie să vă găsiți propriul vostru sunet, viteză, volum. And you might develop a whole repertoire. Și poate o să vă dezvoltați un repertoar al vostru. Faceți cum doriți. Your intuition will guide you. Intuiția voastră vă va ghida. I suggest that if you begin with a very general kind of universal pattern that I found is most useful. Vă sugerez, dacă vreți să începeți, să începeți cu ceva destul de general care este folositor. It's an U on the inhale. Este un U pe inhalare, pe inspirație. Și A pe expirație. That's a good place to start. And it will do its work because it will drive people crazy. Este o modă bun de a începe și are un rezultat interesant. Va face pe toți să nebunească în jurul vostru. And so you're going to be practicing and deci, practica, și cineva is going to say, why do you keep doing that? O să zică, de ce tot faci asta? And instead of answering them, guess what you do? Și în loc să ne răspundeți, ghiciți ce o să faceți. That becomes your reaction to everything. Aceasta devine reacția voastră la absolut orice.
When that becomes your reaction to everything, your life will be so magical you won't be able to bear it. Când acesta va fi răspunsul la vostru la absolut orice, viața voastră va deveni magică și nu o să vă suporteze cât de bine vă simțiți. You're going to have a new problem. O să aveți o nouă problemă. And in fact, if nobody says that to you, it's because you're not practicing it enough. Și adevărul este că dacă nimeni nu vă zice nimic, înseamnă că nu practicați îndeajuns. So you don't need me to follow you around. Deci nu aveți nevoie de mine să mă duc după voi. Ca să vă spun că nu practicați. The world will let you know. Lumea vă va lăsa, veți ști. Am I boring you? Te plictisesc? Are you tired? Ești obosit? Wrong. Este ceva care nu e în regulă? Why are you doing that? De ce faci așa? Yes! It's working! Deci funcționează. Not only is it doing something in me, it's beginning to do something in the people around me. Nu numai că face ceva în mine, dar începe să lucreze și la oamenii din împrejurul meu. And that's important. Și asta este foarte important. That's necessary. Este necesar. Because no one here is going to get completely free. Pentru că nimeni aici nu o să devină complet liber. Until everyone is free. Până când nu toată lumea este liberă. But if one of us, dar dacă unul dintre noi, if only one of us can get completely free, everyone will be liberated in the process. Dacă măcar unul dintre noi va deveni complet liber, toți vom deveni liberi în acest proces. So the problem has been there ain't been enough Buddhas and Jesuses in the world. Problema a fost că nu au fost îndeajuns de mulți Buddha și Isus în lume. You know, with one Buddha in the world, even with the internet and jet planes, he's got one big job ahead of him. Chiar dacă ar fi Buddha acum și cu tot internetul și avioanele și tot ce există, tot ar avea o problemă destul de mare să fie făcut cunoscut de toată lumea. Because the real nature of the Buddha requires a transmission, a connection. Pentru că adevărata natura lui Buddha necesită o conexiune directă, an initiation. O inițiere. So develop that habit. Deci, dezvoltați-vă un obicei. If maybe I shouldn't say anything else. Poate că n-ar trebui să mai spun absolut nimic. Maybe you should really just take this home. Poate că ar trebui să luați acest sfat acasă. One thing. Acest lucru. Because really, I can give you 100 things. Pentru că pot să vă dau 100 de lucruri. But if you aren't ready to practice one thing, I'm wasting my freaking breath. Dar dacă nu sunteți în stare să repetați un singur lucru, eu pierd respirația. Nu o folosesc ca lumea. And since I don't hear, și nu aud, și nu văd, toată lumea respiră. I seem to be wasting my breath with some of them. Se pare că mirosesc respirația. I don't know what you're waiting for. Nu știu ce așteptați. To be alone in your room. Să fiți singur în camera voastră acasă. No one's looking. Nu se uită nimeni la voi. Bullshit. You're not going to do it then either. Nu să faceți nici atunci. Don't kid yourself. Nu mă amăgiți. I'm waiting until I learn how to do it better. Aștept până când o să știu cum o să fac mai bine. That's really stupid. Este chiar prostesc. How can I get better at it if I don't do it? Cum pot să devin mai bun la ceea ce fac dacă nu practic? You know, the ego is very clever. Știți că ego-ul vostru este foarte deștept. You see, the ego will let you take this breath once, twice. Ego-ul vă lasă să luați, să faceți astfel de respirație o dată de două ori. Once in a while. O dată din când în când. Now and then. Încă o dată. From time to time. La anumită perioadă de timp. The ego can tolerate that. Ego-ul poate tolera acest lucru.
For a moment, it's kind of shaken. Pentru un moment este puțin zguduit. But since you don't continue, it can put itself back together. Dar dacă nu faceți acest lucru continuu, se pune la loc. And so what happens if you do this continuously? Ce se întâmplă dacă faceți acest lucru continuu? Moment to moment, again and again. Moment de la moment, din nou și din nou. You're going to put some real pressure on the ego. Vei simți o presiune puternică asupra ego-ului. On your system. În sistemul vostru. You're literally going to create stress. Veți crea stres în sistemul vostru. Interesting, that term and that whole thing called stress. The term was invented by Hans Seyli. Această terminologie de stres a fost creată de Hans Seyli. So we all say stress. Și toți spunem stres. Oh, I have a lot of stress in my life. Am atât de mult stres în viața mea. A lot of stress on my job. Atât de mult stres în slujba mea. My kids are causing a lot of stress. Copiii mei cauzează foarte mult stres. Well, later in his life, mai târziu în viața lui, he said something really interesting. A zis ceva foarte interesant. He said, you know, English is not my first language. Știți, limba engleză nu este prima mea limbă. And stress is an engineering term. Și stres este un cuvânt de inginerie. Coincidentally. Coincidență. And strain is another engineering term. Și constrângere este un alt terminologie de inginerie. And the difference between stress and strain on a structure are very, very different. Și diferența dintre stres și constrângere este o diferență destul de mare a terminologie. And so when Hans realized that, he said, "Oh my God." Și când Hans a realizat acest lucru, a zis, "Oh, Doamne." I should have been saying strain. Ar fi trebuit să spun constrângere. Any engineers in the room? Sunt ingineri aici? Anybody actually, what is the difference between stress and strain? Puteți să ne spuneți care este diferența dintre stres și constrângere? In a structure. Într-o structură. Deci e vorba de efort și de solicitare. It's about effort and solicitation. Effort and what? Solicitation, right? No. So if there's strain in a particular part of a building or bridge, what's the difference between that and stress on the bridge? Deci dacă este o stresul pe un pod, dacă există stres pe un pod și o constrângere pe pod, care este diferența? Poți să ne explici? It's a good thing to contemplate because that was a very important thing for Hans Seyli. Este un lucru foarte bun să fim atenți să înțelegem pentru că a fost un punct de vedere foarte important pentru Hans. So stress is actually required for growth. Stresul de fapt avem nevoie de el pentru a crește. Strain is not. Constrângerea de fapt nu este. So putting stress on your system is really useful. Ca să aducem stres asupra sistemului nostru, de fapt, este folositor. It's how we build muscles. Este cum ne creștem mușchii, ne dezvoltăm mușchii. Without it, you cannot grow. Fără el, nu puteți să creșteți. Strain, however, is something different. Constrângerea, de fapt, este totul altceva. That's something else. Este cu totul altceva. I have a good friend. Am un prieten foarte bun. Robert Gerson. Robert Gerson. He wrote a book many years ago called Finding Serenity in the Age of Anxiety. A scris o carte acum câțiva ani care se numește Să găsim liniște, pace în... Finding Serenity in the Age of Anxiety. Să găsim liniște, pace într-un moment, într-o era anxietății. He's a psychotherapist in Boston. Este un psihiatru în Boston. And his book is about three kinds of anxiety. Și și cartea lui este despre trei tipuri de anxietate. So there's three kinds of anxiety. Sunt trei tipuri de anxietate. Natural anxiety. Anxietate naturală. Which is healthy. Care este sănătoasă. Which is good.
Este bună. Which is necessary. Necesară. You get a promotion at work. Primiți o promoție la serviciu. More responsibility. Aveți mai multe responsabilități. You should be a little anxious. Deci ar fi bine să fiți un pic, să aveți un pic de anxietate. You're about to lift off at the top of a mountain to ski. Sunteți pe vârful unui munte, gata să vă duceți la mare să schiați. You should have anxiety. Este bine să aveți anxietate. You don't want that anxiety to go away. Nu vreți ca acea anxietate să dispară. It's necessary fuel. Este un combustibil necesar. Then there's toxic anxiety. Și după aceea urmează anxietate toxică. Oh, I can't do this. Nu pot să fac asta. Oh, what's wrong with me? Ce este? Nu este în regulă cu mine? How can I be so stupid? Cum pot să fiu atât de prost? That's toxic. That's a form of toxic anxiety. Aceasta este o formă de anxietate toxică. So you need to treat them differently. Deci trebuie să le tratați diferit. And the third he called sacred anxiety. Și a treia este anxietate sacră. It's connected to the big questions in life. Este conectată cu marile întrebări ale vieții. Why am I here? De ce sunt aici? Where do I come from? De unde vin? Where am I going? Unde mă duc? What happens when I die? Ce se întâmplă când mor? Those big questions cause anxiety. Aceste întrebări mari cauzează anxietate. Stress. Stres. And what most people do? Și ce fac majoritatea oamenilor? They try to escape the anxiety. Să evadeze anxietatea. Escape the stress. Să se elibereze de stres, să fugă de stres. Rather than learning to get comfortable with it. În loc să învețe cum să se simtă confortabil în acel stres. That's a very good use of breathing. Aceasta este o modalitate foarte bună de a folosi respirația. Take this basic exercise, which you could call a cleansing breath. Haideți să luăm acest exercițiu bazic pe care îl puteți numi o respirație de curățare. Or a coming home breath. Sau o respirație de întoarcere acasă. And you want to get good at it. Și vreți să deveniți foarte bun la această respirație. Because you're gonna want to build on it. Pentru că vreți să construiți pe ea. It's like a foundation stone. Este ca o fundație, ca și cum ați spune, o piatră de fundație. That one breath. Acea o singură respirație. It's a slow inhale. Este o inspirație ușoară. In which you meditate on the actual physical sensations of expansion. În care meditați pe exact momentul expansiunii voastre, în timp ce se întâmplă. And then you let go and relax. Apoi dați drumul și vă relaxați. Lots of ways to build on that exercise. Foarte mult puteți construi pe acest exercițiu. I gave you one already so that during the exhale, v-am dat deja unul, deci pe inspirație, you expand. Iar apoi pe expirație, vă expandați. Actually, physically expand on the inhale. Deci fizic vă expandați pe inspirație. And then imagine. Iar apoi imaginați cum vă expandați chiar mai mult pe expirație. Beginning to build on the basic exercise. Deci începeți să construiți pe acel exercițiu de bază. On the inhale. Pe inspirație. When you breathe in, infuse every cell with breath. Aduceți respirația la fiecare nivel, la fiecare celulă din corpul vostru. Consciously, deliberately breathe into every cell of your body. Conștient, respirați în fiecare celulă din corpul vostru. From your toes to your fingertips to your nose. De la degetele de la picioare, degetele de la mâini, nasul. Sending the breath, distributing the breath to every cell of your body. Distribuiți acea respirație la fiecare celulă din corpul vostru. Consciously.
conștient. Building on that basic exercise. Și construiți pe acel exercițiu de bază. And you can go very far, very fast. Și puteți merge foarte departe, foarte repede. And the seeds of intuition that you already have. Și aceste sămânțe a intuiției pe care deja o aveți. The divine intention, motivation. De intenția divină, motivația. Will come into the act, the play, the vor veni în partea în care interpretați această parte. And it will come to different people in different ways. Și va veni la fiecare dintre voi în moduri diferite. Flora, where's Flora? Flora just shared one way that she's using this breath to me yesterday. Gloria mi-a împărtășit cu Dan o modalitate în care folosește această respirație. And something about breathing into your hands and then how did you want? Inspire din cerurile mele tot ceea ce nu-mi trebuie și pun mâna strângă. She inspires in her hand, in herself, everything that she doesn't need. You mean sending it into your hands, and then on the exhale, sending it out? Deci inspir o dată și expir înapoi toate celulele mele. Dar inspir și pun în palmă. So when she exhales, she puts everything that she doesn't need into her left hand, and when she inhales, she just fills up her system with new energy, right? So that's a unique intuitive practice. I didn't think of it. Deci folosește o respirație intuitivă, folosește o modalitate să inspire să ceea ce nu mai are nevoie să pe expirație să pună într-o mână. Inspiră energie și când expiră eliberează ceea ce nu mai are nevoie. So you can move energy with your breath. Deci puteți mișca energia, puteți muta energia cu respirația. You can concentrate energy, accumulate energy. Puteți concentra, acumula energie. Send energy. Trimiteți energie. Release energy. Să eliberați energie. Breath is such an amazing tool. Respirația este o unealtă atât de bună. So what I like to do is teach people some basic fundamentals. Ce îmi place să fac este să ajut oamenii să învețe niște lucruri fundamentale. And then let people begin to put those together in their own unique way. Și după aceea să îi lasă să pună aceste lucruri într-un anumit fel unic pentru ei. You know, the classic Chinese menu. Meniul clasic chinezesc. So you have three columns. Aveți trei coloane. First column is has I don't know rice, prima, rice noodles. Prima coloană are orez, noodles din orez. The second has different vegetables. A doua coloană are legume. And the third has different sauces. Și a treia are sosuri diferite. So you pick. Okay, do I want rice or noodles? Și alegeți, vreau orez sau pasta, noodles. Chicken or beef or broccoli? Aleg carne. Do I want a curry sauce or an oyster sauce? No, curry sauce or not from the sauce. And then you create your own tasty little dish. Și creezi propriul tău mestec care îți place. Somebody else who picks different things from each menu and puts together a unique dish didn't do it wrong. Și altcineva care și-a ales alte variante nu a făcut nimic diferit, greșit. So we have three things on the Breath Mastery menu. Deci avem trei lucruri diferite în manualul nostru de respirație. Awareness. De a fi conștienți. It's the consciousness factor. Este faptul că este nevoie să fim conștienți în permanență. Lipstick. Yeah,
Awareness is the first step. Ca să conștientizarea este primul pas. So, you know, here's something on the floor. Este ceva pe jos. I'm aware of it. Sunt conștient de acel ceva pe jos. Deci nu e nicio problemă. If I wasn't aware of it, dacă nu aș fi fost conștient de acest lucru, ar fi fost o problemă. So awareness is the first step. Deci a fi conștient este primul pas. There are points in the breathing that you have never observed. Sunt anumite lucruri în respirație pe care nu le-ai observat niciodată. There are aspects of breathing that you are not aware of. Sunt aspecte ale respirației de care nu sunteți conștienți. Things are happening inside of you you're not conscious of. Sunt lucruri care se întâmplă înăuntru vostru de care nu sunteți conștienți. So increasing awareness. Crescând conștiința, conștientizarea. Expanding consciousness. Expandând conștiința. Very important first step. Este primul pas foarte important. Every single healing event. Fiecare eveniment de vindecare. Every cure of any medical illness. Orice vindecare a unei probleme medicale. Anytime someone learns or grows. De fiecare dată când cineva învață sau crește. It's because of awareness. Este pentru că a conștientizat, conștientizare. I become aware of a heart surgeon. Eu devin conștient aproape despre un chirurg de inimă. He does the surgery. El face operația. However, I had to be aware that there was such a thing as the surgery and that there was a doctor who did it. Iar eu trebuie să devin conștient că există o astfel de posibilitate și că un astfel de doctor există. So there's no exception to this rule. Deci nu există niciun fel de excepție. Whenever you grow or heal, când crești sau devindeci, you can point to you just realized. Poți să arăți cu degetul spre ceva care ai realizat. A new awareness, o new conștientizare nouă. A change in your consciousness. O schimbare în conștiința ta. There's no exceptions to that rule. Nu există niciun fel de excepție de la această regulă. So that's the first ingredient in this formula, the first item on the menu. Deci acesta este primul ingredient pe meniul nostru. Awareness. Conștientizare. Deveni conștient. It's the consciousness factor. Deci este acest factor al conștientizării. And the message is wake up. Și mesajul este trezește-te. Wake up! Trezește-te. When they asked the Buddha, wow, what happened to you? Când l-au întrebat pe Buddha, ce s-a întâmplat cu tine? I was sleeping. Am fost adormit și m-am trezit. End of story. Sfârșit de poveste. That's it. Atât. I was unconscious. Am fost inconștient. Now I'm unconscious. Și acum sunt conștient. I was sleeping. Am dormit. Now I'm awake. Acum m-am trezit. That's it. Atât. It's the first step and it might be the only step that's required. Este primul pas, dar putea să fie și ultimul pas care este necesar. Becoming more conscious. Să devenim mai conștienți. Conscious of how you think. Conștienți cum gândiți. Conscious of how you move. Conștienți cum vă mișcați. Conscious of your reactions. Conștienți de reacțiile voastre. Aware of the feelings and sensations in your body. Să fiți conștienți de senzațiile și sentimentele în corpul vostru. Formula for transformation in Romania. Formula de transformare. Save room on the page. One. Awareness. Conștientizare. The consciousness factor. Deci, factorul de conștientizare. Awareness. See, it's interesting. Awareness.
awareness and consciousness are two different words, and in English they pretty much mean the same, and maybe in Romanian they mean the same. Yeah, the same. But in ancient Sanskrit and in other languages, they're very, very different. Conștiință și conștientizare sunt foarte asemănătoare și în engleză și în română. So that's why I believe. Dar în sanscrită sunt total diferite, au un adevărat înțeles diferit. See, awareness is, well, consciousness is, like when you're watching television. Conștiința este ca atunci când urmăriți televizorul. And what's happening on the screen? Și ce se întâmplă pe ecran? That's consciousness. Este conștiința. So what's happening inside of you? Thoughts, feelings, sensations, emotions. Și ceea ce se întâmplă înăuntrul vostru, gânduri, senzații, sentimente. That's the level of consciousness. Acela este nivelul de conștientizare. But you see, a television cannot watch itself. Dar televizorul nu se poate uita singur la el. The one who is watching. Cel care privește. That's the awareness. Este acolo să dezvoltă conștientizarea. It's subtle in the words. We don't quite have the words in our language. Nu avem cu adevărat cuvintele cele mai bune în limba noastră. But it's the message is wake up. Dar mesajul este trezește-te, practic. To be the witness. Good. Observer. That would represent awareness. Deci, acea o situație în care sunteți ca martorul care se uită este mare, reprezintă. Okay, ca și cum ați fi un observator. And see, that's important for me, and I think it's important in general, because one of my greatest teachers, Patanjali. Este important pentru mine pentru că unul dintre cei mai buni profesori ai mei care am considerat este Patanjali. He realized that consciousness. A realizat că conștiința. Is subject to the same forces and dynamics as everything else in nature. Este parte. Subiectul, ca să spunem așa, ca orice, la aceleași forțe, ca absolut orice altceva în acest univers. So the same thing that applies to anything in nature. Deci tot ce se aplică în natură, asupra tot ceea ce este în natură. Consciousness is it's under the same. Și conștiința este sub aceeași influență. However, awareness is something apart from. Cu toate acestea, conștientizarea, când creșterea conștiinței este ceva total diferit. So, a person who says, "Why is this happening to me?" O persoană care spune, "De ce mi se întâmplă mie asta?" I couldn't really say that they are consciously aware. Nu pot să spun că de fapt sunt conștienți sau că conștientizează. It's not happening to me. It's just happening. Only the witness can say that. Numai martorul poate să spună acest lucru. So it's a subtle thing, but it's important. Este un lucru foarte subtil, dar este foarte important. The second. I am detached and I'm observing myself. Yeah. Like that detached observer, that's a good ca un observator total detașat. The second part of the formula is relaxation. A doua parte a acestei formule este relaxarea. It is the release factor. Este factorul prin care eliberăm. And the message is let go. Și mesajul este dă drumul. Let go. Dă drumul. Let go. Dă drumul. That is a skill. Everyone. Aceasta este o calitate pe care fiecare dintre voi ar trebui să fiți stăpâni pe ea. You cannot move forward unless you let go of where you are. Nu puteți să mergeți mai departe decât dacă vă eliberați și vă dați drumul acolo de unde vă aflați. Some people try to reach to these beautiful spiritual states without letting go of some very important things. Unele persoane încearcă să atingă aceste stări spirituale foarte înalte fără să se dea drumul de acolo de unde se găsesc. Se elibereze anumite lucruri.
So the ability to let go will set you free. Deci abilitatea de a vă elibera vă desprinde, vă va elibera. Especially if it's a habit of your system. Mai ales dacă este un obicei al sistemului vostru. When you don't even have to think about letting go. Atunci când nici măcar nu trebuie să vă gândiți că trebuie să vă eliberați. When it happens automatically. Când se întâmplă automat. Wow. Then your life is magical. Atunci viața voastră devine magic. Because the one thing that the Buddha recognizes that the only thing that doesn't change is that everything is always changing. Și ceea ce a realizat, un lucru pe care l-a realizat Buddha, este că tot ceea ce trebuie să se schimbe, totdeauna se va schimba. So if you haven't learned to let go, you're going to be starting and stopping, starting and stopping. Partea din acest proces este că veți încerca să mergeți și vă veți opri. Veți încerca să mergeți și vă veți opri. And you won't be flowing. Și nu veți fi aluneca ușor. The third element, third ingredient is breathing. Al treilea element este respirația. It's the energy factor. Este factorul energetic al energiei. And the lesson is take charge. Și lecția este devin control. Devin control. Devin control. Devin, tu ești în control. We have to be a conscious, active participant in our own evolution. Este nevoie să fim un participant activ pentru propria noastră evoluție. We cannot remain passive. Nu putem să rămânem pasivi în acest proces. You see, humans are the only creatures on the planet. Oamenii sunt singurele creaturi pe această planetă. That can be unnatural. Care pot fi nenatural. A dog can only be a dog. Un câine poate fi doar un câine. A tree can only be a tree. Un pom poate fi doar un pom. But a human can be inhuman. Dar un om poate fi neuman. And we see it in the world. Și o vedem asta în fiecare, în lume. Vedem acest lume. We see humans going against their own nature. Putem vedea oameni care merg împotriva naturii lor, propriilor naturi. So it's a two-edged sword. Este o sabie cu două tăișuri. Not only do we have the ability to be unnatural. Nu numai că avem capacitatea să fim nenaturali, avem și potențialul să fim supranaturali, divin. It's a potential in us. Există un potențial în noi. And it's a dangerous sword. Și este o sabie periculoasă. Which is why consciousness is so important. De aceea conștiința este atât de importantă. And relaxation is so important. Și relaxarea este atât de importantă. And why being aware of our reactions is so important. Și de ce să fim conștienți de propriile noastre reacții este atât de important. No intelligent person would give a loaded gun to a child. Nici o persoană inteligentă nu ar da un pistol încărcat unui copil. There's a great clip on YouTube. Este un videoclip pe YouTube. A few days ago, an American gave to hit a young child, 11 years old, a gun. There's one within, I think it's in Somalia, and several years ago, and este un videoclip pe internet în Somalia acum câțiva ani. It's a group of like army kind of guys. Un grup de armat. And there's a monkey there. Și este o maimuță. And as a joke, one of the guys gave the monkey his machine gun. Și în glumă, unul din cei din armată i-a dat arma lui maimuței. And the monkey starts shooting. Și maimuța a început să-i împuște. So, unless you have the ability to be aware, deci, fără să ai posibilitatea să fii conștient, unless you have raised your consciousness, numai dacă ți-ai ridicat nivelul de conștiință, expanded your consciousness, ți-ai expandat conștiința,
Unless you have learned to let go. Deci dacă, numai dacă ai învățat să stai drumul. God is not going to give you a lot of energy. God will not. Dumnezeu nu îți va da foarte multă energie. More conscious you become. Cu cât devii mai conștient, the more you're able to let go and relax, cu atât îți vei da drumul să te relaxezi mai mult. The safer you are with a gun. Vei fi mai multă siguranță cu o armă. The more deserving you are of energy. Vei deveni mai apreciativ față de energie. If I have muscular tension in my jaw, for example, dacă am tensiune musculară în maxilarele mele, de exemplu, chronic, și este cronic, and constant, și constant, which is true for just about everyone in this room to some degree. Și este adevărat pentru foarte multă lume în această cameră până la un anumit punct. If you were suddenly infused with 100 times more life force. Dacă veți primi de 100 de ori mai multă energie a vieții. That tension is going to multiply by 100 times. Acea tensiune maximală se va multiplica de 100 de ori. And you're going to grind your teeth. Și o să vă mușcați dinții în gură. So the ability to relax. Deci abilitatea să vă relaxați. Creează o deschidere înăuntru nostru. When you relax, something opens. Când voi vă relaxați, ceva se deschide. Something can come into you. Ceva poate să vină înăuntru vostru. You can't pull it in. Nu puteți să o trageți înăuntru. You can't be forced in. Nu poate fi forțat înăuntru. But when you relax, something opens and it flows in. Dacă vă relaxați, ceva intră și pur și simplu alunecă înăuntru vostru. And when you relax, something can leave you. Și când vă relaxați, ceva poate să iasă din voi. You don't have to get rid of it. Nu trebuie să o împingeți în afară. Push it out of yourself. Nu trebuie să începi să forțați să o scoateți din voi. You don't have to make anything go away. Nu trebuie să faceți ca nimic să plece. And how do you know what you're supposed to make go away anyway? Și cum știți voi de fapt chiar ce aveți de făcut să iasă din voi, să plece de la voi? Just because it feels uncomfortable, you think it should go away? Doar pentru că e o senzație inconfortabilă, trebuie să o eliberați, să plece? Nu știu. But when you relax, dar când vă relaxați, something deep in you opens. Ceva înăuntru, în adâncul vostru se deschide. And then something can rise up. Și ceva poate să se ridice. Something can rain down into. Ceva mai este pur și simplu să cadă înăuntru vostru. When I make a fist, când fac un pumn, I'm blocking the circulation in my hand. Blochez circulația în mâna mea. And when I open my hand, I know because it will be white. Și când deschid mâna, știu acest lucru că va fi alb. And after a moment, it turns pink again. Și după un moment se va face din nou roz. The circulation returns. Circulația se reîntoarce. So that's what physical tension does to the flow of blood. Asta este ceea ce face tensiunea la nivel fizic în circulația sanguină. It blocks the flow of blood. Blochează circulația sângelui. Subtle tension. Tensiunea mai subtilă blochează energia. So if you have subtle unconscious tensions, deci dacă aveți o tensiune conștientă subtilă, chronic constant tightness somewhere in you, constrângere conștientă permanentă în corpul vostru, undeva în corpul vostru, blocking the flow, the circulation of spirit. Blocați circulația spiritului prin ființa voastră. But if the tension is unconscious, you're not aware of it, how can you get rid of it? Dar dacă tensiunea este inconștientă în corpul vostru, cum puteți să o eliberați? That's why the first thing is so important. De aceea este atât de important primul lucru. Sometimes other people. Uneori alți oameni pot să vă ajute. Oh, you know, I notice your shoulders look a little tight. Uite, am observat că umerii tăi arată un pic de țin. Really? Da? I'm very relaxed. Eu mă simt foarte relaxat. No, really. I'm very relaxed. What do you mean? Sunt foarte relaxat. Ce vrei să spui? I'm very relaxed. Sunt foarte relaxat. Look, I'm very relaxed. Uite, sunt foarte relaxat. So, they're not conscious of their own tension. Nu sunt conștienți de propria lor tensiune. And so sometimes other people. Încordare. Deci atunci au nevoie de cineva.
can relax. Toată lumea poate să se relaxeze. But when can you relax? Dar când poți să te relaxezi? How deeply can you relax? Cât de adânc poți să te relaxezi? In the face of what situations? În fața căror situații poți să te relaxezi? How quickly can you relax if you become tense? Cât de repede poți să te relaxezi dacă devii încordat? So relaxation is a really important skill. Deci relaxarea este o calitate foarte profundă, foarte importantă. Layers and levels. Cu foarte multe nivele. And you need to get busy working. Aveți nevoie să deveniți foarte ocupați lucrând la acest factor. And it's kind of a difficult thing. Este un lucru într-un fel cam dificil. Because relax is a verb. Pentru relax! A te relax! Un verb. I told you to relax! S-am spus să te relaxezi. Okay, well that doesn't quite work. Deci asta nu prea lucrează. And in fact, relaxing isn't really a doing at all. Și relaxarea nu este de fapt ceva ce faci. The language is a bit of a trap. Deci e o capcană, limba, limbajul este o capcană. We say relax as if we're going to do something. Pentru că spui relaxează-te ca și cum ai face ceva. But relaxation is an undoing. Dar relaxarea de fapt este a nu face ceva. It's a non-doing. Este un lucru pe care nu îl faci, ca și nu faci ceva. You can't do relaxation. Deci nu poți să faci relaxare. It can happen. Poate să se întâmple. And that's how we use breath. Și astfel este cum folosim respirația. We let go of the breath. Vă dați drumul respirației. And the breath triggers the relaxation. Și respirația provoacă relaxarea. You don't do. Tu nu o faci. You breathe. Tu doar respiri. You let go. Dai drumul. And something happens. Și atunci se întâmplă ceva. So we need to wake up. Deci trebuie să ne trezim. Let go. Să dăm drumul. And you need to take charge. Și trebuie să deveniți în control. So, să luați controlul. There are some times when you need to be paddling your boat. Sunt uneori situații în care trebuie să dai la lopată. And there are other times when you can put the oars in the boat and just let the river take. Sunt situații în care pui lopetele în barcă și lași râul să te ducă mai departe. And the problem is many times we're paddling when we don't need to and we're not paddling when we ought to. Și se întâmplă că sunt situații în care facem exact opusul, pedalăm atunci când nu trebuie și nu pedalăm atunci când ar trebui. Consciousness, awareness is important. Conștientizarea, conștiința este ceea ce este important. You're not doing that breath often enough. Nu faceți acea respirație de care v-am spus de jos de mult. See? You can use that breath to come to your center. Puteți folosi această respirație să vă aduceți în centrul vostru. În corpul vostru. You see that in the Olympics all the time. Acest lucru la olimpiade tot timpul. Just before the guy dives off the diving board. Când fac săriturile de la înălțime, ați observat că se apropie de marginea unde trebuie să sară. Got his toes hanging off the edge of the diving board. Are degetele la picioare încordate. Gata să se pregătește. Intră în poziția respectivă. And what does every single great athlete do in that moment? Și ce face fiecare atlet în acel moment? Then they dive. Și după aceea se aruncă în apă. One of my favorite students was Sasha Karelin, Alexander Karelin. Unul dintre studenții mei favoriți este un greco-roman wrestler. Un luptător greco-roman din Rusia. Monster of a guy. Este un uriaș. And I met him in 1992 after the Olympics. L-am întâlnit în 1992 după olimpiadă. And my mother actually
I called to my mother. I said, you know, she's always, I was traveling around the world, and my mother always wondered, well, where is Danny now? De fapt, vorbeam cu mama, că eu călătoream în jurul lumii tot timpul și mama zice, unde este Danny acum? So I would call her from Siberia. O sunam pe mama din Siberia. And so I told her one time, I called her, she said, oh, where are you now? Și am sunat odată și m-a întrebat, unde ești acum? I'm in a city called Novosibirsk. Sunt în oraș care se numește Novosibirsk în Siberia. Oh, I'm looking at the Sports Illustrated magazine and there's a picture of the Russian champion. He lives in Novosibirsk. Deci mă uit la ziar și chiar văd o poză de un campion olimpic care locuiește chiar în Novosibirsk. You should go meet him. Ar trebui să te duci să-l cunoști. It's okay. It's okay. I didn't always listen to my mother, but nu am ascultat pe mama mea întotdeauna. I thought that was a good idea. Am crezut că a fost o idee bună. So I started asking my organizers and people, hey, how do I meet? Și am vorbit cu cei care mă organizau evenimentele, cum aș putea să mă întâlnesc pe el. So we found a doctor who was on the sports committee, the Olympic committee. Și am găsit un doctor care era în comitetul olimpic. He knew the coach, Alexander. Știa pe antrenorul lui Alexander. And so I was talking to the coach on the phone the next day. Și a doua zi vorbeam cu antrenorul lui la telefon. Why do you want to meet him? De ce vrei să-l întâlnești? I said, my mother told me. Well, what do you want to meet him for? De ce vrei să-l întâlnești? He's very protective. Era foarte protectiv pentru el. Everybody wanted a piece, you know, when you're the world champion, pentru people want to sell your stuff. Vreau să-i vândă ceva când devii campion olimpic. Vreau să-ți pună fața pe o cutie de cereale. So, he arranged a meeting. Deci a aranjat până la urmă întâlnirea. I thought we were just going to meet for coffee somewhere. Și am crezut că poate să ne întâlnim la o cafea undeva. But we went to this big government building. Am intrat într-o clădire guvernamentală. The whole Olympic committee was there. Și tot comitetul olimpic era acolo. Plus another 10 people. Și încă 10 persoane. So we had this room of like 20 people. Și era o cameră plină cu aproximativ 20 de persoane. It was easy to see who Sasha was. Și nu a fost foarte ușor să vezi cine e Sasha. I took pictures with him. Am făcut poze cu el. And his neck. Gâtul lui, was like my waist. Era, talia mea era gâtul lui. And the lady was taking pictures and every once in a while we're walking around the room and I would disappear behind him. Mama sună ce făcea o poză, mergea prin cameră și dispărea în spatele lui, atât de mare era. Oh, see that elbow? That's me with Sasha. Vedeți acel colț, acela sunt eu cu Sasha. So, I got to go with him to the gym when he was training. Și am ajuns să mă duc cu el la sala de sport când se antrena. I said, look, I'm not a wrestler. Uite, nu sunt un luptător. I can't teach you anything. Nu pot să te învăț absolut nimic. But I am a breather. Dar fac respirație. And that I can teach you something. Dar la acest capitol aș putea să te învăț ceva. Because I've been watching you. Pentru că te-am urmărit. And he had the flu. Și avea gripă. Well, he said it was the flu. Cel puțin așa a spus el că este gripă. Looked like the flu. Smelled like the flu. Dacă arată ca gripă, miroase ca gripă, e gripă. Let's call it the flu. However, he was at the peak of his career. Dar era chiar în vârful carierei lui. He was dealing with people and energy and fame he had never dealt with before. Avea de-a face cu energie de diverse părți, de diverse direcții cu care nu a avut niciodată de-a face cu atât de multă energie din partea oamenilor. It was more energy than his system could handle. Era mai multă energie decât sistemul lui propriu putea să mai aibă grijă de ce se manifeste. And so his sinuses got blocked. Sinusurile s-au blocat. His bronchial tubes got blocked. Tuburile bronchice s-au blocat. Because the system is trying to stop so much energy. Pentru că sistemul lui încerca să oprească atât de multă energie care încerca să intre înăuntru lui. The system is protecting itself. Sistemul se proteja pe sine însăși. So we got in a conversation. Am început o conversație. I said, look at you.
Uită-te la tine. You can pick me up with one hand. Poți să mă ridici cu o singură mână. Literally. Să mă rup în două și să mă arunci. You have that power. Ai această putere. But a little tiny bacteria. Dar o bacterie atât de mică. A microscopic virus. Un virus microscopic. Knock you on your ass. Te-a pus în fund. He goes, So I said, what good is all of your strength and all your power? Și am spus, dar ce bună ți este toată puterea ta? If you can't beat the common cold. Dacă nu poți să învingi o răceală banală. Duh. A rămas în mic. So he's a very crazy guy. Just un tip foarte crazy. He was like a rock star in 1992. He was the equivalent of a rock star. În 1992 era echivalentul unei rock star în Uniunea Sovietică. Teenage girls like Sasha, Sasha. Tinerele erau nebunite după el. So he came to my seminar. A venit la seminarul meu. And when I got to the seminar, și când am ajuns la seminar, there was like 50 teenage girls at the seminar. Erau aproximativ 50 de tinere de puștoaice la seminar venită. This isn't the kind of audience I usually have. Nu este o audiență cu care sunt obișnuit. Well, they knew he was going to be there. Ele știau că o să fie acolo. Didn't come for me. Nu a venit pentru mine. So, after the seminar, he was like so psyched. So, era atât de bucuros după seminar. He healed his flu in a day. S-a vindecat într-o zi de gripa pe care o avea. He gave me a bear hug, you know. Mi-a dat un îmbrățișare puternică. He said, "Man, let's go do something together." Hai să mergem să facem ceva împreună. What's your favorite thing? Ce care e lucrul tău favorit pe care doresc să-l faci? Want to do my favorite thing? Yeah, yeah, yeah. Azi trebuie să știi lucrul meu favorit. Da, da, hai. Tomorrow, 6 o'clock. Mâine la 6. I'll pick you up. Vin să te iau. So he picks me up in a little Jiguli, a stupid car. It's a little Russian car. Și m-a venit și l-a luat într-o mașină mică rusească. Un fel de Lada. Un fel de Lada. He took the back seat out. A scos scaunul din spate. It's so big. Pentru că era atât de mare. He moved the front seat to the back seat to drop. A trebuit să mute locul din față în spate ca să poată conduce. So I'm sitting in the car on the side of him. Stau în mașină înghesuit lângă el. Takes up the whole car when he's driving. Umple toată mașina, umple toată mașina când conducea. And we go to the airport. Și am mers la aeroport. And there's a helicopter waiting. Și ne așteaptă un elicopter. Wow. I guess we have to go somewhere to do his favorite thing. Și am zis, ok, înseamnă că trebuie să mergem undeva ca să facem lucrul lui favorit. So, we're in the Altai region of Siberia. Eram în partea Altai din Siberia. Sibiris. And, Siberia. We're flying. Zburăm. I thought we were going to go over this mountain. Am crezut că o să trecem peste un munte. Snow covered. Era acoperit cu zăpadă. But instead, the helicopter lands on top of the mountain. Dar elicopterul a aterizat pe vârful muntelui. And we get out. Și am ieșit, ne-am dat jos. And then we walk home. Și a trebuit să mergem pe jos cu mai masă. This is your favorite. Și am zis, asta este lucrul lui favorit. Snow, this deep. It was dark when we got home. Am ajuns acasă, era întuneric. He felt so good. Ea s-a simțit atât de bine. I was like, de ce? Să stea foarte bine. Am băgat în pat cu pătură peste mine. He's a really beautiful man, actually. De fapt, este un om foarte frumos. A huge heart.
cu o inimă foarte mare. Very scary looking. Dar care arată foarte desperit când îl vezi. Big Cro-Magnon forehead, giant jaw. Cu o frunte și cu foarte mare, cu maxilare mari. He looks scary. Pur și simplu desperit când îl vezi. And he was like that when he was 14 years old. Și a fost așa de când avea 14 ani. 14 years old, he was already a monster. La 14 ani era deja un uriaș. And he shared the story with me. Și mi-a împărtășit o poveste cu mine. He was walking down the street. Mergea pe stradă. And a woman was coming. O femeie venea spre el. And she crossed the street. A traversat pe partea cealaltă a străzii. And he thought she's afraid of me. Și a simțit că este frică de mine. Really hurt him deeply. Și l-a rănit adânc. He didn't mean her any harm. El nu a vrut să-i facă niciun fel de rău. Just the way he looked. It was doar, era doar modul în care arăta. And the woman became afraid. Și femeia a devenit, mi s-a făcut frică de el. Really affected his psyche. Deci a afectat psihicul. I mean, he liked to use it against his opponents. Deci îi plăcea să folosească această putere împotriva celor cu care se lupta. And it worked. Și a folosit puterea avea. When he bent down and looked at you, you wanted to run the other way. Și era efectiv atunci când se uita la tine când luptați, venea să iei la fugă. But it was a real wound to his heart. Dar în inima lui era o durere. And it was quite beautiful to see him let that go. Și a fost foarte frumos să văd că el se eliberează de acest lucru. During his breathing session, when he în sesiunea lui de respirație, de multe ori a simțit nevoia să plângă. Guys like him do not cry. Și bărbații ca el de obicei nu plâng. But then he told me the story after the session. Dar după sesiune mi-a spus povestea lui. And so he healed something. Deci el a vindecat ceva. Ah, thank you. You're going to get my angel. Thank you. So, something as simple as that breath is exactly what me and Sasha did. Practic, ceva ca această respirație este ceea ce a făcut Sasha. And he was very good at relaxing. Și a devenit foarte bun să se relaxeze, la relaxare. Up to a certain point. Până la un anumit punct. So everyone can relax. Deci toată lumea se poate relaxa. And the more you relax, și cu cât te relaxezi mai mult, at some point you're going to hit a place beyond which you cannot relax. O să te lovești de un punct față de care o să fie foarte greu să te duci mai jos, să te relaxezi mai mult decât atât. At that, as you approach that point, și pe măsură ce te apropii de acel punct, the relaxation starts to disappear. Relaxarea începe să dispară. Tensions begin to come. Tensiunea începe să apară. Out of nowhere. De nicăieri. By themselves. De la sine. And the closer you get to that point, it's like alarms are going off. Și cu cât te apropii de mai mult de acel punct, este ca și cum o alarmă începe să apară. As much as you would like to relax, cu cât ai vrea să te relaxezi mai mult, you cannot. Nu poți. Those are the points that we need to get to in our breathing. Acestea sunt punctele unde avem nevoie să ajungem în momentele în care respirăm. When you break through one of those points, când treci peste un astfel de punct, something opens. Ceva se deschide înăuntrul tău. You will release something. Vei elimina ceva. And so if you care about how you look, dacă îți pasă cum arăți, if you're worried about what people are gonna think, dacă îți pasă ce o să gândească lumea, we'll try to control that release. Vei încerca să controlezi acel moment în care poți elibera ceva. We'll try to block or stop what begins to happen in you. Vei încerca să blochezi, să nu lași să se iasă la suprafață ce este gata să iasă la suprafață în acel moment. So it takes practice. Deci aveți nevoie de practică. It takes skill. De calități. To relax through. Să vă relaxați prin deep blocks. Prin aceste blocaje adânci. That's where the breathing comes in. Și acolo intervine respirația. There are ways of breathing that will burn away tension. Sunt modalități în care respirația va pur și simplu topi tensiunea. Will dissolve tension. Pur și simplu o vor dizolva. But it's a powerful breathing the powerful breathing techniques that do this. Sunt metode de respirație foarte puternice ca să facem acest lucru.
So I'm going to be here for a month. Deci voi fi aici pentru o lună. And we're going to be doing this work. Și vom începe să lucrăm serios. And so you have an opportunity to go as fast or as deep as you want or are ready. Aveți oportunitatea să mergeți cât de departe doriți, cât de repede sau încet, depinde de cât sunteți de gata. And with some practice you can get enough skill so that you can continue on your own. Și cu practică puteți să vă îmbunătățiți practica voastră ca să puteți merge mai departe singuri. And there are people here now in Romania who are trained and being trained to coach and facilitate. Și sunt persoane acum în România care sunt în procesul de a deveni practicant și profesor să vă ajute cu aceste tehnici. So, for me the breath is the tool of our times. Pentru mine respirația este unealta pentru aceste timpuri în care trăim. For some very basic reasons. Pentru niște motive foarte de bază, simple. So, I have some military experience. Am ceva experiență în armată. A long time ago. Acum, de mult timp. It's actually like a past life. Aproape că simt că este într-o viață trecută. I am not the guy I was then. Nu sunt omul bărbatul care am fost atunci. To some people I still look like him. Pentru multă lume arăt la fel ca el, like him, dar nu mă mai comport ca el. And when I get around some of my old friends, I can kind of become him. Și când nu sunt alături de unii dintre prietenii mei vechi, într-un fel de redevin el. But he doesn't live here anymore. Dar el nu mai trăiește aici. However, I took with me some lessons. Dar am luat cu mine niște lecții. And one of them was the value of training. Și unul dintre ele a fost valoarea atunci când ne antrenăm, cât valorează antrenamentul. I was a diver in the Navy. Am fost un scufundam, eram un scafandru în armată. Deep sea diver. La nivel adâncime mare, scafandru de adâncime mare. They called us frogmen. Îi considerau oamenii proaste. And we trained and trained. Și ne antrenam, ne antrenam, ne antrenam. And one of the trainings was, what happens if you run out of air when you're under the water? Și unul dintre antrenamente era ce se întâmplă dacă nu mai ai aer atunci când ești sub apă. Your equipment fails. Dacă echipamentul nu funcționează, ce o să faci? Well, you panic is what you do. Te panichezi, asta este ceea ce faci. You know, you're 50 meters under the water. Ești la 50 de metri sub apă. And you try to breathe. Și încerci să respiri. And it doesn't work. Și nu funcționează. In that moment, în acel moment, certain feelings come to you. Anumite sentimente încep și vin la tine. And they're overwhelming feelings. Și te sunt pur și simplu sunt copleșitoare. And if you have not already experienced them, și dacă nu le-ai experimentat deja, the first time you do, prima dată când o vei face, you can't function. Nu poți funcționa. You forget what you were doing. Pur și simplu uiți ceea ce făceai. Drop what you're doing. Te oprești din ceea ce făceai. And something unconscious takes over. Și ceva de la nivel subconștient vine și te controlează. Blind panic. Pur și simplu panică oarbă. And it takes some practice. Și ai nevoie de ceva practică, experiență. Do something else. Ca să poți să faci altceva în acel moment. So we train. Deci ne antrenăm. First thing you do is this. Next thing. Primul lucru pe care îl faci este al doilea, al treilea. One, two. Și vine de la capăt. 1, 2, 3. And so you're trained to go through these steps. Și deci ești antrenat să mergi prin acest pași. And the steps were designed and developed through lots of practice and previous experience of other people. Toți acești pași au fost pregătiți prin antrenamentul care s-a făcut cu mulți alți oameni înainte. Other people who had been in that situation discovered what's the best thing to do first, second,
next. Alți oameni care au fost în aceeași situație au pus în plan ce să faci în cazul în care ești pasul 1, 2, 3. But if you just memorize those steps, dar dacă doar reții acești pași, it won't help you. Nu te va because your mind will go blank in that moment. Pentru că mintea ta pur și simplu nu va putea funcționa în acel moment. How many people have been on an airline? Câți oameni au fost într-un avion? And they give you this safety thing. Și îți dau pachetul cum să ce se va întâmpla în caz de urgență. The stewardess goes through these safety procedures. Stewardessa întotdeauna vă va explica când vă suiți în avion procedura de urgență. You get to the part with the life jacket. Ajungeți la partea cu jacheta de supraviețuire aceea. Pull these little red cords. Vă arată cum să trageți de firele respective, cum să aduceți aerul. First you put the strap around you. Cum puneți cordonul jachetei. And they repeat this every și le repetă de fiecare dată când sunteți în avion. I've heard it 100 times. Eu am auzit asta de 100 de ori. But I just said it out of order. Dar n-am spus aceste lucruri în ordine necesară. First you gotta do the thing here. Prima dată trebuie să o pui cureaua de siguranță. However, if suddenly you needed it, you would be going, what do I pull? What do I push? What do I blow? Dar dintr-o dată, dacă ar fiți nevoiți într-adevăr să o folosiți, v-ați panica și nu ați ști în ce ordine să o folosiți. However, if you go through the drill physically, you actually put the thing on. Dar dacă ați face acest exercițiu practic, fizic, și pur și simplu ați face fiecare pas, then your chances are you will remember better. Șansele voastre sunt să vă aduceți aminte mai bine. So we trained in a swimming pool. Deci ne antrenăm în bazină de not. Somebody comes behind and turns off your air. Cineva vine în spatele tău și îți închide aerul. Or they rip off your mask. Sau îți iau masca de pe față. Pull your regular. Sau îți luau sistemul pe care respiri. Respirator. And so then you gotta like practice. Și deci trebuie să practici. And as soon as you get it all together again, și imediat ce reușești să spui la loc tubul împreună, vin și ți-l scot din nou. And if you try to escape to the surface, și dacă încerci să te duci la suprafață, pull you back down to the bottom of the pool. Te trag înapoi la fundul bazinului. Until you do what you're supposed to do automatically. Până când înveți să faci ceea ce ai de făcut automat. And after a while it gets to be fun. După o perioadă ajunge să fie chiar funny, chiar amuzant. The military likes crazy people. Armata îi place să lucreze cu oameni puțin nebuni. He's crazy, we can use him. E nebun, putem să-l folosim pe el. So, but the one time when it actually happened for me. Dar momentul în care chiar s-a întâmplat în cazul meu. I didn't have time to think. Nu am avut timp să gândesc. I couldn't think. Nu am putut gândi. I reacted. Am reacționat. And I saved my own life. Și mi-am salvat propria mea viață. If I would have had to think, it would have been too late. Dacă ar fi trebuit să gândesc, ar fi fost prea târziu. Even if I would have thought of the right thing to do. Chiar dacă mă gândeam care sunt pașii corecți pe care să-i fac. The fact that I had to stop and think about it. Faptul că ar fi trebuit să mă opresc să gândesc, ar fi fost prea târziu. It had to be an automatic reaction. A trebuit să fie o reacție automată. Before I even had time to think. Până când am avut momentul, șansa să mă gândesc. I was automatically doing the right thing. Eram deja automat pe ceea ce aveam de făcut. That's the power of training. Aceasta este puterea antrenamentului. What we want to do is we want to train not for survival. Ce vrem să facem noi este să ne antrenăm nu pentru supraviețuire. You may never ever need your survival training. S-ar putea ca niciodată să ai nevoie de antrenamentul de supraviețuire. We want to train for something on the other end of the spectrum. Vrem să ne antrenăm pentru ceva care este dincolo de spectrul pe care vorbim. Let's train for awakening. Hai să vorbim despre trezire, să ne antrenăm pentru trezire. Let's train for enlightenment. Hai să ne antrenăm pentru iluminare. Let's train for ascension. Hai să ne antrenăm pentru ascensiune, înălțare. When those opportunities come to us, pentru că când aceste oportunități vin spre noi, you have to think, dacă trebuie să te you will miss
the opportunity. Vei pierde oportunitatea. You have to react in the right way without thinking in those moments if you don't want to miss that window. Este nevoie să reacționezi automat în aceste momente dacă nu vrei să pierzi acel moment al deschiderii. That's what I am most passionate about using the breath for. Și de aceea sunt atât de pasionat, cel lucru care mă pasionează cel mai mult ca să folosim respirația. Because if intense love pentru că wants to fill you, iubirea intensă vrea să vă umple ființa. And the habit of your system is to contract when you feel something intense. Și, guess what? Și sistemul vostru are obiceiul să se închidă când simte iubire intensă și pur și simplu se închide. Ghiciți ce se va întâmpla? We need a reflex that if you touch something hot. Avem nevoie de reflexul că atunci când atingem ceva care este fierbinte. You don't have to think about it. Oh, wow, that hurts. I'm burning my hand. Asta mă doare. Mi-am de mână, poate ar trebui să mișc mâna. If you had to go through that process, you wouldn't be here. Dacă ar trebui să mergi prin acel proces, nu ai fi aici. So our survival reflexes are hardwired into our system. Deci supraviețuire, reflexele noastre de supraviețuire sunt pur și simplu imprimate în sistemul nostru. And so what we need to do is hardwire some new reactions, chosen responses into our system. Deci este nevoie să imprimăm înăuntrul nostru alte obiceiuri, alte reacții. So when you have the automatic urge to contract or pull away. Deci când aveți reacția automată să vă contractați sau să vă dați înapoi în spate, nu mai aveți nevoie, nu mai aveți timp să vă gândiți. It just happens. Pur și simplu se întâmplă. Somebody insults you. Cineva vă insultă. And you automatically feel offended. Și vă simțiți imediat ofensat. You automatically feel angry. Automat vă simțiți supărat, nervos. You might be able to hide it on the outside. Poate o ascundeți la suprafața voastră, dar înăuntru it causes a reaction inside of you. Cauză, se produce o reacție foarte puternică. So it's very good to be able to automatically move away from something that's dangerous. Deci este foarte bine să puteți să vă mișcați automat de ceva, față de ceva care este reprezintă pericol pentru voi. But what if it's inside of you? Dar dacă este înăuntru vostru? Where do you pull away? Unde te dai înapoi? Unde te duci? Try to climb out of your skin? O să încerci să-ți evadezi din propria ta piele? Escape yourself? Poți să fugi de tine însuți? So it's not a useful reaction when we're doing inner work. Deci nu este o reacție benefică când lucrăm în interiorul nostru, cu interiorul nostru. We need a different reaction. Avem nevoie de o reacție diferită. Open. Deschidem. Expand. Ne expandăm. Let go. Ne eliberăm, dăm drumul și ne relaxăm. That's how you want to meet and greet everything that arises in consciousness. Așa doriți să întâlniți și să veniți în viața voastră absolut tot ce vine spre voi. Something beautiful happens. Ceva frumos se întâmplă. Something scary happens. Ceva care vă sperie se întâmplă. The same reaction. Aceeași reacție. And so people will say, well, oamenii spun, what if there is danger? Dar dacă este pericol? What if some toxic chemical or some evil person? Dacă ceva toxic sau o persoană care dorește răul is attacking me. Mă atacă. Do I want to open? Vreau să mă deschid, să mă relaxez. Yes. Da. Exactly. Exact. Reality is reality. Realitatea este realitate. To hide from it. Să ne ascundem în spatele ei. Push it away. Să încercăm să o împingem, să dăm la o parte. Doesn't help us. Într-un anumit moment nu ne ajută. And if you're tensed, și dacă ești tensionat, you can't even move. Nici măcar nu poți să te miști. So the urge or the reaction to contract. Deci reacția noastră de a ne contracta și ne-a dat la o parte. It's the worst thing you can do. Este cel mai
rău lucru pe care putem să-l facem. However, if you open, dar dacă ne deschidem și ne relaxăm, you're in a much better position to deal with ești într-o situație mult mai bună ca să ai de-a face cu ceea ce vine spre tine. And if when you open, și când te deschizi, become, like, expand your consciousness, și îți expandezi conștiința, you get more information. Primești mai multă informație. You have a better view of the whole situation. Ai o vedere mai bună asupra întregii situații. So you're safer. Deci ești mai în siguranță. And if you relax, și deci dacă te relaxezi, you can actually move. Poți să te miști. So you're in a better situation. Deci ești într-o situație mult mai bună. And if in the next moment, și dacă în momentul următor, said, hey, this is not the kind of thing I want to welcome. Nu, acesta nu este modul în care vreau să bine primesc în viața mea ceva. How long does it take for your survival reflex to come back? Cât durează pentru sistemul tău să aducă ceea ce am învățat ca să supraviețuim la nivel subconștient să vină în realitate? So you've lost nothing. Practic nu ați pierdut nimic. But notice this. You can be wonderful. Puteți să vă simțiți foarte bine. Everything is beautiful. Totul este frumos. The children are healthy. Copiii sunt sănătoși. Tucked away in their beds. Sunt în patul lor, gata de culcare. Money in the bank. Banii sunt în bancă. Everything is right with the world. Totul este perfect în lume. And then in one moment something can happen. Și pe urmă, într-o secundă, ceva s-a întâmplat exact așa. You snap into și dintr-o dată sari într-o stare de supraviețuire. Going in the other direction? Dar mergând în direcția opusă, you become afraid, devii într-o dată speriat, tense, în durere, tensionat. Este un proces lung to return to that state of peace. Să te întorci la acel moment în care erai în pace. Some people have a trauma. Unele persoane au o traumă. Hours later, days later, weeks, months, ore, years zile, later, luni, ani mai departe. They still haven't recovered. Încă nu s-au recuperat. And yet you can go from the positive to the negative just like that. Și invers, poți să treci de la pozitiv la negativ într-o fracțiune de secundă. But to go from the negative to the positive, dar ca să fii din negativ în pozitiv, you gotta take a workshop, trebuie să faci workshop, mergi la seminare, do some process, trebuie să treci printr-un anumit proces. Este ceva care durează o perioadă lungă de timp. You can change that with breathing. Puteți să schimbați acest lucru prin respirație. Really and truly change that. Și chiar puteți să schimbați cu adevărat acest lucru. So that you can be in tremendous pain. Puteți să fii într-o durere foarte puternică. And just like that, și chiar așa, în fracțiune de secundă, puteți să vă simțiți bine din nou. Anybody interested in that ability? Este cineva aici care este interesat să aibă acea abilitate? Există cineva care își dorește să poată să învețe să facă acest lucru? Come and spend time with us. Puteți să veniți să petreceți ceva timp cu noi. And if you don't get it, I will haunt you. Și dacă nu reușiți să faceți acest lucru, vin după voi, vă urmăresc. I will follow you around and slap you. If you pay me enough. But it's an ability we all have. Aceasta este o abilitate pe care cu toți o avem. And the fact is, anyone know Byron Katie? You know about the work Byron Katie? Cineva știe despre Byron Katie? She's a Buddha. Este un Buddha, este un Buddha al lumii moderne în care trăim. You know, you want to know what it's like to be with a Buddha? Just go be with Byron Katie. Dacă vreți să știți ce înseamnă să fii cu un Buddha, duceți-vă și petreceți timp cu Byron Katie. Cum se știe numele? Byron Katie? B-Y-R-O-N K-A T-I-E. E. It's called the work. The work.
so amazing, beautiful teacher. With an extraordinary story, and if you find este o profesoară nemaipomenită, o poveste foarte frumoasă. Lots of YouTube clips of her coaching. Puteți să găsiți informații cu ea pe YouTube. Just a beautiful process she has. Are un proces foarte frumos. Every breathwork practitioner is required. Toți cei care practică respirație ar trebui să învețe de la ea și procesul pe care îl are ea în învățarea respirației. Este perfect pentru respirație. So she observed and points out a very clear fact in reality. Ea a observat și punctează un lucru foarte bun în realitate, care există în realitate. When you get upset, când te superi or agitated, sau agitat in any way, în orice formă, sub orice formă, certain chemicals, anumite chimicale flooding your system, pătrund în sistemul tău, în corpul tău. But within one or two minutes, într-un minut sau două, all those chemicals run their course, toate aceste chimicale trec prin corp, and your system returns to its și sistemul tău se întoarce la poziția normală. Unless you feed the impulse. Numai dacă practic hrănești impulsul. So somebody says something to me. Deci dacă cineva îmi spune mie ceva. I like to be liked. Îmi place să fiu plăcut. I like it when people say, "Well, you're a nice guy." Îmi place când cineva îmi spune, "Ești un tip drăguț." Wow, you're really smart. Sau, ești deștept. I don't need that stuff. Nu am nevoie de aceste lucruri. But, you know, it's nice. Dar știți, este plăcut. And if somebody says, "You're stupid." Dar dacă cineva îmi spune, "Ești an asshole." Ești something happens in our system. Ceva se întâmplă în corpul nostru, în sistemul nostru. If I react to those reactions, dacă reacționez la aceste reacții, now something that was supposed to live for a minute or two is going to live longer. Ceva ce ar fi trebuit să trăiască în mine pentru un minut sau două va trăi mai mult. When I get home from work, când ajung acasă de la serviciu, nici măcar nu mai spun pentru soției mele despre el, o să încerc să-i povestesc. When I came into work today, the boss said that I did a terrible job. If I do it again, I'm going to get fired. Șeful meu mi-a spus să nu mai fac asta, dacă mai fac așa o să fiu dat afară. And all day long, I was sick, I was upset, it was bothering me, disturbing me. Și toată ziua nu m-am simțit bine, am fost nervos, mi-a fost rău, ceva m-a deranjat. The actual event happened in about 10 seconds. Dar evenimentul respectiv nu a durat decât 10 secunde. You're late. Ai întârziat. Again. Din nou. And you did a terrible job yesterday. Și ai făcut un lucru pe care l-ai făcut chiar a fost nu a fost bun. Ai venit târziu. You did a terrible job. You're fired. Mai faci ceva greșit, te dau afară. Well, of course that's going to activate certain feelings in me. Și asta practic trezește în mine anumite sentimente. Numai dacă nu am făcut, am lucrat mult cu mine la nivel interior. But it's over with when it's said and done. Dar practic s-a terminat atunci când a fost spus. Meanwhile, I'm thinking about it. Dar eu mă gândesc. It's causing tension in my body. Cauzează tensiune în corpul meu. Feeling my stomach. Mă simt rău la stomac. And those feelings and sensations cause me to think certain. Și toate aceste senzații îmi produc gânduri. What happens if I get fired? I won't ce se întâmplă dacă o să fiu dat afară? Nu o să pot să plătesc chiria? If I get și aș practica-o și eu. Now when you combine breath work with other things, când combini respirația cu alte metode, you can take those other things to a new level. Poți să iei acele lucruri la un nivel mai înalt. And you can give your particular breathwork practice a very unique flavor, color, style. Și poți da proprii tale practici de respirație o nouă esență, un nou miros, un nou stil. But the real work that needs to be done on a level that we're not aware of. Dar adevărat lucru se face la un nivel la care noi nici măcar încă nu suntem conștienți. So we surrender to the process. Deci trebuie să ne dăm voie să urmăm acest proces.
trusting that the process will do the work. Și să avem încredere că acest proces va face munca de care avem nevoie. And then we work with whatever the process brings up. Și noi lucrăm cu ce aduce acest proces la suprafață. So I'm going to go back to the beginning. Și deci mă întorc la început. To finish. Ca să pot termina. That, yeah. Respirație, acea respirație. You see, when you are in pain, vedeți când sunteți în durere, când simțiți durere, when anyone is in pain, când oricine este în durere, do they breathe like this? Respiră astfel. No. When you're in pain, când sunteți în durere, când simțiți durere, și cu cât durerea devine mai puternică, cu atât se interferează mai mult cu respirația. If it's a big pain, dacă este o durere foarte puternică, it blocks the breath completely. Blochează respirația total. Same thing with fear. La fel și cu frica. If you have tremendous fear, aveți o frică puternică, you can't even breathe. Nici măcar nu puteți respira. If you have a little bit of pain, dacă aveți un pic de durere, a little bit of fear, un pic de frică, what's happening to breathing is not so dramatic. Ce se întâmplă cu respirația nu este chiar atât de dramatic. But it is being interfered with. Dar se interferează. It is being blocked. Va fi blocată. Respirația so va fi blocată. What if you could breathe like that? Și dacă ați putea să respirați astfel, when you're very afraid, când sunteți foarte, vă e foarte frică, terrible pain, sau într-o durere puternică, and you breathe like this, și respirați astfel, could you possibly be in pain? Ați putea să fii în durere? Can you possibly be experiencing fear in that moment? Ați putea să experimentați frică în acel moment? No. Nu. It's impossible. Este imposibil. Pain and that breathing pattern don't go together. Durerea și a respirația nu merg împreună. When you breathe like that, you cannot be afraid. Când respirați așa cum am arătat, nu puteți să fiți în durere. When you're afraid, you cannot breathe like that. Când sunteți vă e frică, nu puteți respira cum am arătat. When you're in pain, you cannot breathe like that. Când ești în durere puternică, nu poți să respiri astfel. When you breathe like that, you cannot be in pain. Când respiri cum am arătat, nu puteți să fiți în durere. It's that simple. Este chiar atât de simplu. But it takes practice. Dar aveți nevoie să practicați. To breathe like that. Ca să puteți să respirați astfel. When you're in pain or when you're afraid. Când sunteți în durere puternică, când aveți durere puternică sau când vă e frică foarte tare. But you wouldn't think to do it. Dar nu vă gândiți să faceți acest and lucru. Even if you did think to do it. Și chiar dacă v-ați gândit să o faceți. Very hard to do. Ar fi foarte greu să o faceți dacă nu practicați. Unless you have trained yourself. Numai dacă nu v-ați antrenat să faceți acest lucru. Then it will happen automatically. Atunci se va întâmpla automat. Fear starts to come into your system. Frica începe să vină în sistemul vostru. The breath comes by itself and washes away the fear. Respirația vine de la sine și spală practic această frică. Tension starts to build up in your body. Tensiune începe să crească în corpul vostru. The breath comes by itself. Respirația vine de la sine. Washes the tension out of your body. Și pur și simplu curăță toată tensiunea din corpul vostru. It's magic. Este pur și simplu ca magie. Then you can pretend to be afraid. Și atunci puteți doar să vă prefaceți că vă e frică. Puteți să vă prefaceți că vă e frică sau teamă. It's a useful way to motivate other people. Este o modalitate de a motiva alți oameni. Control other people. Sau să controlați alți oameni. I've been practicing this for a long time and I caught myself doing it just tonight before the seminar. Am observat cum am făcut acest lucru chiar înainte de seminar în această seară. I just wanted to do a Skype conference. A trebuit să fac un telefon prin Skype. People were starting to come in the room and au început să vină oamenii în camera aceasta. So I went to use this room that's not și m-am uitat la m-am dus într-o cameră care nu se folosea aici. Some guy over here. O, și un tip a venit. Said, well, you can't use this room. Și a zis, nu poți să folosești camera asta. You're only paying for one room in the doar plătiți pentru o cameră în hotel.
So I gave him a look. M-am uitat la el. And then I gave him kind of an attitude. Și am dat un pic de atitudine. Because it's useful. Pentru că folosește. Because if people see that they're disturbing you, they tend to go, oh, okay, never mind. I'm sorry. Pentru că de obicei este folositor, te uiți la ei într-un anumit fel și atunci se simt că te deranjează și dau înapoi. No, we play these social games. Și practic cu toții facem același lucru, jucăm aceste roluri sociale. I was totally unconscious for my first son and I woke up when my second son was a baby. Am fost pur și simplu inconștient când am avut primul copil și m-am trezit când am avut al doilea copil. I was a very different father for my first son than my second son. Am fost un tată total diferit pentru primul meu copil față de al doilea meu copil. I could scare my first son. Puteam să-l sperii pe primul meu copil. You know, I just like threaten like I'm going to hit him or something. El amenințam că o să-l lovesc, o să-l fac. Or get angry at him. Sau mă supăram pe el. And then he would do whatever I want. Și după aceea făceam ce vrea. Because he thought, he believed that I really would. Pentru că el credea că chiar aș face aceste lucruri. I only slapped my son once. Am lovit copilul numai o singură dată. He was like, I don't know, 3 years old. Avea aproximativ 3 ani. And he was just being a monster. Și era pur și simplu un monstru. And I slapped him. Și l-am pocnit. And my hand swelled up. Și mai mâna mea s-a umflat. Și s-a făcut neagră. And I couldn't use it. Și n-am putut să folosesc. Și nu am putut folosi mâna pentru câteva zile. He was like in shock. El era pur și simplu șocat. I guess it hurt a little. Și cred că l-a durut ceva. But really it was like a shock. Și mai mult a fost șocul că de fapt chiar l-am lovit. And of course he screamed and cried. Și bineînțeles că a țipat, a plâns. For about 30 seconds. Pentru 30 de secunde. And I walked away with a permanent injury on my hand. Și am avut o rană pe mână. Came down and said, "You want to hit somebody? Look what's going to happen to you." Este ca și cum ar fi venit la mine, vrei să lovesc pe cineva, uite ce ți se va întâmpla. So I would just threaten him after that. Și după aceea, pur și simplu doar îl amenințam, dar n-am mai dat. And it still kind of worked. But my second son, dar cu al doilea băiat, he figured it out. El s-a prins de toată treaba. You're never gonna hit me. Deci nu mă dai mine niciodată. Who are you kidding? Cu cine păcătești că o să dai mine? So I would act angry. Și atunci mă prefăceam că sunt nervos. How can you really get angry at him? Cum puteai să te super pe el? He got my number. Pur și simplu știa cum să manipuleze. He saw right through my act. Pur și simplu el vedea prin mine, prin ceea ce încercam să fac. So then I couldn't even act like I was angry. Și nici măcar nu am mai putut să mă prefac ca să nervos. You're not really mad. Nu ești neapărat nervos. I look like a mad? I sound like a mad, don't I? But you're not. Spunea, sunt supărat, nu, dar nu ești. Go sit in the corner. Du-te și stai la colț. Okay. 2 hours later, he's still in the corner. Două ore mai târziu, era la colț. Fericit. Don't be happy, you're being punished. Nu fi fericit, ești pedepsit. So, new problems. Deci, noi probleme. Better problems. Probleme și mai mari. So, if you would like better problems? Dacă doriți probleme mai mari. Then, what's the schedule? Să vă spun câteva cuvinte acum. Eu mă numesc Michelle Pacheco, pentru cine nu ne cunoaște. Și aici cu noi în cameră mai sunt și alții practicanți care sunt parte din programul pe care l-am avut cu Dan Brulea în România. Există un calendar de evenimente care cred că l-a primit toată lumea. Și aveți formulare de înscriere. Pentru cei care sunt interesați, sau dacă mai aveți întrebări, poate putem să luăm câteva întrebări acum. Cine vrea să continue cu unul dintre programele pe care le avem în următoarele câteva săptămâni.